Cu cine veți vota la 22 martie? Cu Mircea Snegur. De domnul Snegur. Votarea este decisă pentru Mircea Snegur. Ceasul, Comisia Democratică. Ceasul. Numai decât ceasul. Ceasul numai decât. Ceasul, că el nu ne deschide dimineața. Pentru Mircea Snegur. Mircea Snegur, împreună convinție. Pentru dânsul, pentru că îl cunoaștem. Sunt convins că e convinție. Trebuie să fie. Cred că convinție. Și Mircea Snegur. Face să-l votăm pe... pe unchiul care a venit în seara asta. Nu știți cum îl cheamă? Ia buletinul și votează cu primul. Votează echipa lui Mircea Snegur. Votează ceasul. În fiecare zi, câte o întrebare pentru președintele Petre Lucinski. Credeți, domnule președinte, că cetățenii care vor vota Convenția Democrată sunt dușmanii statului Republica Moldova? Cu cine veți vota la 22 martie? Cu ceasul. Așteptăm ca să mai ales pentru noi tineret un viitor mai frumos și la ceva mai bun. Ceasul, de-am să votez ceasul. Pentru Convenția Democrată. Să ieșim din impas. Cu domnul Snegur. El are intenții bune. Om de încredere. Și om de înțelepciune și avem încredere în trânsul. El a fost și președinte, noi să votăm pentru el. Numai decât. Numai decât. Convenția. Convenția asta să votăm. Votăm ceasul. Convenția pe domnul Snegur. Partidul domnul Snegur. El a muncit mult. El e pentru țărani. La 22 pe Snegur, a nostru. La 22 martie o să votez cu trup și suflet pentru Convenția Democratică din Moldova. Fiindcă unica în cine am eu încredere, am încredere în Convenție. Satul nostru votează pentru Convenție. Voteze corect. Voteze Convenția. Voteze primul semn din buletinul de vot. Voteze ceasul. Voteze numai ceasul. Înțelegând pericolul revenirii comuniștilor la putere, Convenția Democrată a declarat Republica Moldova drept zonă liberă de comunism. Sute de tineri susținători ai Convenției au inițiat o acțiune de colectare a semnăturilor împotriva declarațiilor războinice ale candidatului numărul 2 de pe lista Partidului Comuniștilor, Vasili Iov, care a spus literalmente următoarele. Будем убивать, убивать и еще раз убивать всех тех, которые будут мешать нашему обществу. Îi vom ucide, îi vom ucide și încă o dată îi vom ucide pe toți cei care ne vor sta în cale. Mii de oameni vin și spun un nu hotărât comunismului. Veniți și dumneavoastră. Veniți cu toții în jurul Convenției Democrate, sub semnul ceasului biruitor. Cei mai mari domni, cei mai mari hoți, n-avem nevoie de comuniști 1.000.000 de ani. Nu votați forțele care seamănă ură, dezbinare și vrajbă. Votați forța cea liniștită și dreaptă. Votați forța deschisă către toți cei care doresc binele acestei țări. Votați Convenția Democrată. Votați ceasul. În atenția tuturor celor care, în preajma alegerilor din 22 martie, râvnesc la banii Partidei Puterii. Extras din Codul Penal al Republicii Moldova. Articolul 133.3. Falsificarea prin orice mijloc a rezultatelor votării se pedepsește cu privațiune de libertate pe un termen de la 6 luni până la 4 ani. De ce veți vota cu ceasul? Convenția este o formațiune politică acum cu mare autoritate, capabilă să câștige alegerile, să iei majoritatea în Parlament. Unica formațiune care a să intre cu un program bine în Parlament, cu un program bine pregătit, cu oameni care cunoscuți în Moldova, oameni care au arătat de acum că ei sunt pentru cauza țării noastre și pentru a ridica independența și integritatea Republicii noastre. Convenția Democratică a fost la izvoarele independenței noastre. De atâta că a oprit războiul în Transnistria. Domnul Snegur, ca lider a Convenției, a fost capabil ca să pună capăt acestei mari vărsări de sânge. Și ei și spun alții că războiul s-a început din cauza lui Snegur, așa nu sunt drepți. Minciuni. Nu, minciuni.
ne aducem aminte de acei prieteni, colegi ai noștri care și-au dat viața pentru integritatea Republicii Moldova. Atunci nu era niciun politic să ridice întrebare din ce cauză s-a început războiul. Toată lumea știe că războiul s-a început de politicienii dintre cei din partea stânga Nistrului. Războiul, practic, s-a început nu din 92, dar el s-a început din 1990, dar chiar și din 1989, de la grevele, când în Bender, în Tiraspol, în Râblița, etc. Doamnelor și domnilor candidați în Parlamentul Republicii Moldova, mă adresez cu un apel, lăsați războiul în pace. Motivele trebuie să fie studiate de istorici, de cei care știu cum să studieze materialele, dar nu din vorbe goale. De ce Partidul Forțelor Democratice lovește în Convenția Democrată din Moldova și nu atacă deloc partidele puterii? Atacă Convenția mai întâi de toate, fiindcă Convenția este o forță cea mai puternică. Nu a putut să treacă pragul acesta a intereselor personale, a orgoliului personal. Cred că e un joc politic. Domn Matei, până la urmă, va fi tot cu rândunica. Ascultați ce spune moș, votați altul, nu cocoșul. Am înțeles și bunica, cocoșii cu rândunica. Cum să-l atace ea Matei Pelucinski, cum să atace el rândunica dacă pe listele PFD-ului se află consilierul Lucinski, domnul Stratolat, dacă pe listele PFD-ului se află pădurarul din filantropia doamnei Lucinski. Și aici ești proverbul, corb la corb, ochii nu-și scot. Domnul Matei, nu știu, pe de-o parte, parcă ar fi, spunem așa, cumpărat. Nu vreau să spun cuvântul acesta, dar ea este apare la prima vedere, fiindcă el vine la aceea să dezbine mișcarea democratică a poporului Moldov. Că, în fond, pierde pământul de sub picioare, pierde legătorii. Eu socot că ar fi trebuit la timp să adereze la convenție. Deci fiindcă greșeala din 94 nu trebuie de repetat. E ambițios. Dorește putere. El nu joacă rolul cuiva și e clar că chiar și în campanie prezidențială defăimându-l pe Snegur și la urmă chemând poporul să voteze tot pentru Snegur, ăsta e o prostie, că nimeni nu mai putea crede că dânsul a fost onest. Ca și în această campanie electorală, în 1996, candidatul la prezidențiale Valeriu Matei și-a construit întregul mesaj electoral pe critici neîntemeiate la adresa contracandidatului său Snegur. Se pune întrebarea, când a fost sincer Valeriu Matei? Atunci când l-a murdărit din cap până în picioare cu noroi pe Mircea Snegur, contracandidatul său, sau atunci când în al 12-lea ceas și-a îndemnat susținătorii să-l voteze totuși pe Mircea Snegur. Stimați alegători, mai important ca orice în acest ceas e să punem, să așezăm cuvântul potrivit la locul potrivit. Da pentru Convenția Democrată, ceea ce înseamnă nu pentru toți cei care pun în pericol credința și ființa neamului nostru. Eu m-am născut aici. Acesta e pământul meu. Votați pacea. Votezi și câștigi. Votați viitorul. Votați salvarea Moldovei. Votează corect. Votează convenția. Votează primul semn din buletinul de vot. Votează ceasul. Votează numai ceasul. Cu cine veți vota la 22 martie? Oh, sigur, convenția. Deci asta fac și sunt rudelor acasă și asta le zic. De ce veți vota cu ceasul? Ceasul tot timpul e cu noi. El ne scoală, el ne culcă, el... el merge în pas cu viața. Programa e bună. Nu văd la celelalte partide un program mai
să spunem așa, mai chipzuit ca al convenției. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine, să trăiești ani mulți pe pământ. Așa glasuiește una din cele 10 porunci. Bătrânii noștri, care o viață întreagă au muncit în sudoarea frunței, sunt astăzi cei mai nedreptățiți dintre toți, așteptându-și cu lunele bruma de pensii pe care le reține guvernul. Avem 757.000 de pensionari și invalizi, pentru care guvernul ar trebui să găsească zilnic 3 milioane de lei. Guvernanții însă nu pot acoperi nici măcar un sfert din aceste nevoi. Convenția Democrată din Moldova a pregătit un plan concret de măsuri pentru lichidarea acestor restanțe rușinoase la pensii. Aceste măsuri prevăd în primul rând reducerea cheltuielilor nechipzuite, cheltuielilor în deșert, reducerea drastică a aparatului birocratic, măsuri care vor asigura disponibilizarea a 1.500.000.000 de lei, ceea ce ne va ajuta nu numai să lichidăm restanțele la pensii, dar și să majorăm această pensie de două ori, să acordăm bătrânilor medicamente și asistență medicală gratuită, să acordăm înlesniri reale pentru plata serviciilor comunale. Votând ceasul convenției democrate, votați cinstirea în faptă a bătrânilor noștri. Academician Mihai Cincori, născut în anul 1942, este președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Lui Mihai Cincori, întocmai ca și actualului președinte al Cehiei, Václav Havel, fost scriitor disident sub regimul comunist, îi se poate încredința orice funcție în ierarhiile statale. Este autor a 17 cărți de estetică, istorie și critică literară. A semnat sute de studii în presa de specialitate și volume colective. Fiind angajat la editurile din capitală, a redactat zeci de cărți deosebit de valoroase. Scriitor și exeget de pregătire enciclopedică, urmând bunele tradiții ale înaintașilor noștri, Bogdan Petriceicu Hașteu, Mihai Eminescu, Mihail Cogălnăceanu, George Călinescu, Nicolae Iorga și mulți alții, studiind și analizând profund valorile culturii, literaturii și spiritualității universale, preocupat de istoria civilizației moderne, Mihai Cincori, prin contribuțiile sale literare și prin poziția sa de om al cetății, își merită pe deplin bunul renume câștigat în arealul nostru, precum și peste hotare.